Bună dimineața, dragii mei, bine v-am regăsit la un nou daily, bine ați revenit pe canalul meu. Am vrut neapărat să încep vlogul de astăzi cu imaginea aceasta superbă din grădina soacrei mele cu niște flori absolut minunate. Ce mai faceți voi, dragilor? Cum mai sunteți? Care mai este viața voastră? La noi, încă de dimineață, se preconizează o zi foarte călduroasă, cu siguranță vor fi peste 30 de grade astăzi. Sunt primele ore ale dimineței și deja simt așa cum încep să mă topesc. Vă invit cu mare drag în următoarele minute alături de noi la o cafea virtuală. Am și eu aici cafeluța alături de mine și vă invit și pe voi. Vă doresc o zi minunată! The sun is always shining bright. People are smiling, making plans, hiding behind their shades, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees without me, I bet that you can get any sleep in the bed, lying awake, 'cause I'm not there beside you, keeping you warm at night. No, I bet you're cold, you're so damn cold. It never rains in California, sun is always shining bright. But if the sky would open up, you're staying home, you don't get out. You always used to love the rain, but LA changed you. No rain, no flowers, nothing's growing where your heart is fire. But baby, I bet you're cold without me. Am aici în spate geamul deschis pentru că e super cald afară și pe fundal se aud niște păsărele. Sper să nu vă deranjeze, mie îmi plac foarte mult cum cântă. Cred că ceasul este 15:30, cam așa. I-am adormit de foarte puțin timp pe cei mici și acum am un pic de timp pentru mine. Vreau să mă răsfăț. În seara aceasta merg cu soțul la o gală de MMA. Fratele său are meci și mergem să îl susținem și noi, să-i ținem pumnii ca să câștige și vreau să mă pregătesc. Vom pleca, cred că pe la ora 6, gala începe la 8, dacă nu mă înșel, dar vrem să ajungem ceva mai devreme, să mergem un pic în oraș până găsim loc de parcare, trece timpul și de câteva zile tot zic, îmi aplic o mască și au trecut zilele și nu mi-am mai aplicat de foarte mult timp și mi-am ales acum două, dacă tot mă răsfăț, am zis să-mi pun două măști, ambele sunt de la Shevens, am aici una de tip detox, au fost trei la număr și mi-a mai rămas asta, mi-au plăcut foarte mult și tot de la Shevens am una de tip peel off și apoi vreau să mă șterg pe aici pe frunte, știți, la începutul anului aveam foarte multe băbunițe, coșulețe, am de la Nature Can niște dischete care conțin acid salicilic 2%, sunt fără alcool și din când în când mă mai șterg pe frunte cu ele. Nu foarte des, pentru că mie îmi usucă tare rău de tot tenul și cum eu am unul uscat, ele îl usucă și mai mult, dar după ce mă dau cu dischetele astea, aplic neapărat un ulei și uleiul meu este tot de la Nature Can. Mie îmi plac foarte mult produsele lor, dacă vă interesează, în descriere găsiți un cod de reducere care încă este valabil. O să-mi pun și o cremă de față, v-am arătat-o, este aceeași de la Yves Rocher pe care o folosesc de ceva timp, este o cremă de noapte, dar eu o folosesc atât ziua, atât dimineața cât și seara și după ce termin cu măștile astea, vreau neapărat să îmi spăl părul, că nu pot clar să merg așa cu el, o să îmi pun benzi din astea pentru albirea dinților, eu mi le procur de pe Shine și îmi plac super mult. M-ați întrebat care este părerea mea despre ele. Prima dată
De teamă să nu-mi cauzeze ceva sensibilitate, am încercat cele de tipul 3D. De data asta am 9D, mi-am comandat și 5D, pe acelea nu le-am încercat, le-am dat surorii mele. Am zis să iau ceva mai puternic, pentru că cele 3D nu albesc suficient de mult, dar schimbă, clar schimbă un pic nuanța dinților spre alb și am zis să încerc ceva mai tare. Este al doilea pachetel pe care îl încerc, îmi plac și astea foarte mult, clar se vede o schimbare mai mare decât la cele 3D, nu mi-au sensibilizat deloc dinții, de când le-am folosit am băut și apă rece și apă caldă, am mâncat și înghețată, nu simt niciun fel de sensibilitate la nivelul lor. Mie îmi plac, vi le recomand și vouă în cazul în care vă interesează, pe Shine le găsiți, au un preț super bun, le-am văzut foarte lăudate toată lumea, dacă citiți acolo la review-uri, toată lumea le laudă, chiar sunt niște produse foarte bune, trebuie să stați 30 de minute cu ele pe dinți, înainte nu trebuie să folosiți pastă de dinți înainte de utilizarea lor, în schimb după ce le dați jos, dacă vreți să dați gelul acela jos mult mai bine, puteți folosi un pic de pastă de dinți, nu doar periuța simplă, mie așa îmi place să procedez și mi se pare că funcționează, ci drept nici nu le folosesc zilnic, folosesc cam o bandă din asta, cam o dată pe săptămână, chiar și la două, nu zilnic. Am citit că nu-i bine să profit de ele și să le folosesc zilnic. Și acum cât timp cei mici dorme și o să mă răsfăț și ne vedem mai târziu. Come closer, dance for me. Easy tiger, easy, let your hair down. Come closer, let me see all your million faces and all your million mistakes. You don't need to hide. Come closer so that we can be together. Să credeți, dar este 11 și un pic ceasul și noi ne-am trezit de foarte puțin timp, la 10 jumate. Mie îmi vine foarte greu a crede lucrul acesta. La noi se întâmplă aproape că niciodată să ne trezim așa de târziu. Sofiuța a mai avut un episod când s-a trezit pe la 10, tot așa acum câțiva ani, însă e dișor până azi, niciodată. Au dormit super bine noaptea trecută. Sofiuța s-a trezit pe la 6, a mâncat o banană și apoi s-a pus iarăși la somn. Dar ne-am pus și aseară destul de târziu să dormim, am avut chef de vorbă, de joacă și cred că de asta ne-am și trezit așa de târziu în această dimineață. Aproape că mi-am băut cafeaua, este pe undeva pe afară, copilașii se bălăcesc, le-am pus apă, este o toropeală afară, o căldură de doamne, doamne și eu am venit în casă, vreau să strâng un pic de aici din cameră, să pun hainele la locul lor. Să fac și eu patul, să aerisesc un pic, că n-am făcut lucrul acesta până în momentul de față. Bineînțeles, să-mi termin cafeaua ca să mă trezesc în totalitate. Aș mai fi dormit, dacă mai dormeau cei mici, chiar aș mai fi dormit.
Și după amiază vrem să mergem la un festival care se ține aici în Buzău, Drăgai ca se numește. N-am fost până acum niciodată, n-am prins festivalul ăsta fiind în țară. Și vrem să mergem cu cei mici. Am înțeles că este un festival foarte frumos, cu multe chestiuțe din astea în care cei mici se pot distra și sunt și eu curioasă la fel ca și ei, mai ales Sofiuța, e în extaz de când i-am spus. Nici nu cred că va dormi la prânz. Cam atât pentru această dimineață. Mă pun și eu repede, după cum am zis, să ordonez aici în cameră. Și sper să ne mai vedem pe parcursul acestei zile, dacă nu ne vedem cu siguranță la Drăgai, că să vă arăt și vouă nebunia care este acolo. Cam înțeles că este o mare nebunie cu această sărbătoare care durează și destul de mult, de pe 8 până pe 24, deci multe, multe zile. Îmi imaginez că e ceva ca zilele Craiovei, dar vedem. You try, do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here? Don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever, 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 forever? I watch you as you sleep, you don't know I'm looking with you. Everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop. Don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever, 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 forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? Mă așez și eu aici un pic comodă, să stau cu voi, să vă spun ce s-a întâmplat în ultima zi, de ce n-am mai filmat ieri și cum de sunt la mine acasă în momentul de față. Este marți, ultima dată noi ne-am văzut duminică, aseară pe la 22 am pornit de la Buzău, 22:30, cam așa cred, începuse furtună acolo și am amânat un pic plecarea să vedem cum se prezintă vremea. Cred că ar fi trebuit să închid ușa. Mama a pus la spălat și se aude un pic de zgomot de la mașina de spălat haine, mereu face mare gălăgie. Și am ajuns în această dimineață, cred că pe la 3:30, 4, cam așa, 3, habar nu am, nici nu mi-a trecut prin minte să mă uit la ceas, atât de obosită eram. Îmi propusesem să filmez și ieri ultima zi la Buzău și să fac încheierea vlogului acolo, dacă l-am început acolo, să-l închei acolo. Numai că nu mi s-au aliniat deloc astrele, în ultima perioadă nu știu ce se întâmplă. De fiecare dată când îmi propun ceva pentru YouTube, nu reușesc să mai duc la bun sfârșit, habar nu am care este cauza. Dar de data aceasta problema a venit de la Sofiuța. Duminică am vorbit cu voi, v-am zis, pe seară vom merge la Drăgai, că lucru care s-a și întâmplat. Sofiuța... bine, mersi, dar ceva în ochișorii ei se citea că nu e în totalitate foarte bine. S-a dat acolo în Drăgai că în nebunile alea, bucuroasă, și-ar mai fi dorit să se mai dea și în altele.
Și după ce am plecat, a început să zică că o dor picioarele, că ea este moleșită, că nu mai are forță și când am ajuns cu ea acasă, ce credeți, a început să-mi facă febră și așa a ținut-o toată noaptea și toată ziua de ieri, cu febră din 4 în 4 ore, i-am tot alternat Nurofen cu paracetamol și la un moment dat mi-a venit mie să mă uit la ea în guriță pentru că mi se părea ciudat să fac așa febră dintr-o dată. Ne gândeam că e posibil să fi făcut cumva febră musculară, lucru care i s-a mai întâmplat. Și când m-am uitat la ea în guriță, am observat că în spate de tot, în cerul gurii, îi apar niște bubițe. Bubițe pe care ea le-a mai făcut în minte odată în Germania. Iar după cum am zis, moleșită, cu febră, plânsete, n-avea chef de joacă, n-avea chef de mâncare, n-avea chef de nimic. Azi noapte tot așa, cu febră pe drum, am ajuns cumva aici și în această dimineață am zis mamei, vreau să merg neapărat cu ea la medicul de familie de aici, din localitate, să o consulte un pic, lucru pe care l-am și făcut. Doamna doctor a fost foarte drăguță, a controlat-o și mi-a zis că a luat un virus și a făcut herpanină sau herpangină, nu știu, încurc mereu denumirile astea două, îi apar niște afte în guriță. Deci au început să-i apară un pic și pe limbuță și pe buză, s-au extins pe cavitatea bucală, pe la gingiuțe. Mi-a dat să-i dau un spray în gâtulesc posibil să-i fi pornit bubițele astea și pe gât. Un unguent să-o dau așa prin guriță pe la bubițele acelea ca să-i calmeze. Bineînțeles să îi dau în continuare Nurofen, a venit și să fiuța Nurofen și paracetamol atunci când mai face febră și cam asta a fost tot. Ai venit și tu pisicuță? Este și aici. Colac peste pupăză, mai are și e doar limba maro. Sofiuța făcea mereu când veneam aici în România pentru că mânca fructe și legume de prin grădină și făcea în fiecare an, în fiecare vară pata așa maro pe limbuță, mi-a dat și pentru el tratament, un unguent, ceva care trebuie preparat la farmacie și vitamina C. Am fost să iau Sofiuței și lui Eduard cele două rețete, dar la farmacia de aici nu sunt medicamentele pe care le-a prescris doamna doctor și trebuie să mergem să le luăm din oraș și sperăm că vom fi bine mersi cu acest tratament și că vom scăpa, dar din păcate am văzut că durează cam vreo 7-10 zile toată nebunia asta. Cam asta s-a întâmplat ieri, de asta n-am mai reușit să filmez nici astăzi, cred că nici mâine nu voi reuși să filmez, așa că o să închei vlogul acesta cu toate că va fi unul scurt cum au cam fost în ultima perioadă, dar vreau de zilele ce urmează, după ce vor începe copiii să se simtă mai bine, să îmi reu aici activitatea și să încep să filmez. Vă doresc numai sănătate și sper din suflet să ne vedem cât mai repede, să ne vedem sănătoși. Să aveți o zi frumoasă, dragilor, v-am pupat! Pa!